I'm about to introduce myself. My name is Ying Yuguo. I'm 16 years old, born and raised in Kunming, China. I often dream I'm a dragon. I can go anywhere, see the world, find my true home. I love poetry books, especially Eastern European romantics. My dream is to come to Romania, the country of literature in my heart. Din câte mail-uri am primit de la candidații care prospectau pentru studii universitare în România, niciunul nu a scris sunt îndrăgostit de România. Ea să devină un romanian. Ca părinți, cel mai mare așteptare este să vadă copiii lor realizând visurile lor. I love Romanian culture and literature. Today I'm here to celebrate with everyone. Happy birthday, Romania! Ce ți doresc eu ție, dulce, eronie, țara mea de glorie, țara mea de dor. Mi se citea mirarea pe față, tocmai pentru cursivitatea limbii pe care o vorbea. El își căuta locul lui între români și în cultura română, dar și noi aveam nevoie de el. De multe ori eu sunt dezamăgit că trăim în România, ca să zicem așa. Dar el a văzut cu totul alți ochi și mi-a arătat totuși că România este foarte frumoasă. I feel like the dragon finally found his home.